decret al președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, aliniatul 4 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 4, aliniatul 5 din legea cu privire la guvern, al articolului 14, aliniatul 4 din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei și al articolului 82, aliniatul 2, litera A din codul cu privire la știință și inovare, în baza votului de încredere acordat de Parlament, se numește guvernul în următoarea componență și se invite pentru depunerea jurământului. Domnul Filip Pavel, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea Propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Aș vrea să încep prin a transmite tuturor cetățenilor Republicii Moldova un apel la calm spre evitarea violențelor care nu vor folosi nimănui. Este important să rămânem în spațiul legal, indiferent de pozițiile politice pe care le avem. Domnule prim-ministru, domnule și domnule miniștri, onorată asistență. Îmi exprim speranța că acest guvern, format după o lungă perioadă de instabilitate politică și condiții de interimat al executivului, va ști să administreze cu competență și percepere situația dificilă în care se găsește la ora actuală Republica Moldova. Este vorba, în primul rând, de stabilizarea situației economice și financiare, care să permită efectuarea plăților sociale în regim normal. Cetățenii așteaptă și trag de drepte când acum nu e un nou guvern, lucrurile se vor așeza la normal. În acest sens, se impune reluarea întârziată a dialogului cu partenerii de dezvoltare, inclusiv cu instituțiile financiare internaționale. De modul în care se va acționa în perioada imediat următoare, va depinde credibilitatea pe plan intern și internațional al acestui cabinet ministru. Susținerea populară este un element obligatoriu pentru succesul politicilor guvernamentale. Îmi doresc să existe o bună colaborare între guvern și parlament, în vederea promovării reformelor europene. Vă puteți baza, din acest punct de vedere, și pe sprijinul șefului statului. Vă urez mult succes și, Doamne, mulțumesc!